seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Ca în fiecare an preelectoral, viața politică începe să dea în clocot, se fac și se desfac alianțe de conjunctură sau de durată, se fac transferuri politice, ca să spun așa, și toate cu un singur scop, câștigarea alegerilor care vor avea loc anul viitor. Nici politica locală nu face excepție de la această situație, iar fără îndoială evenimentul politic al sezonului, aflat la început de-abia, a fost trecerea deputatului PSD, Nicolae Florian, de la PSD la PNL și nominalizarea acestuia ca și candidat la funcția de primar pentru alegerile viitoare. Însă, de departe a fost evenimentul cel mai important, ca să spunem așa, al săptămânii trecute, dar niciunul dintre partidele aflate pe scena politică giurgiuveană nu stă liniștit în această perioadă. Au loc discuții, au loc frământări, se fac înțelegeri, poate se găsesc, se caută candidați, dar despre toate acestea vom discuta în această seară. Și pentru că televiziunea TV Giurgiu este o televiziune adevărată, care își respectă atât telespectatorii cât și normele legale în vigoare, cele referitoare la libertatea de exprimare și la pluralism, veți afla de aici cu siguranță ceea ce se întâmplă în interiorul fiecăruia dintre partidele aflate în competiție, ca să spunem așa. În această seară vom vorbi despre ceea ce se întâmplă în Partidul Social Democrat, invitat fiind Răzvan Cuc, secretar executiv al PSD Giurgiu. Bună seara! Bine ați venit! Mulțumesc mult pentru invitație! Și director al Zonei Libere, pentru că vom vorbi și de Zona Liberă. Este un segment important al economiei giurgiuvene. Disputat de toată lumea, de altfel văd da. Mai nou. Important este ce se întâmplă acolo și dacă se întâmplă lucruri bune pentru giurgiuveni. Că în politică ați văzut, fiecare în funcție de cum îi dictează interesele, e bine sau nu e bine. Așa că important este ce se face acolo și dumneavoastră sunteți în măsură să ne spuneți ce se întâmplă. Dar, așa cum spuneam, evident, trecerea lui Nicolae Florian de la PSD la PNL a fost evenimentul cel mai important, să spunem, al începutului de sezon. Da, ținut capul de afiș. Politic. Este adevărat, pentru că este un personaj extrem de cunoscut în oraș, foarte apreciat, și pe considerentul ăsta v-aș întreba cum a primit PSD-ul această alegere a deputatului. Acum, dacă stăm și ne uităm un pic în retrospectiva evenimentelor, o să vedem că practic această trecere a dânsului a fost un pic anticipată din partea noastră și premeditată și din partea domniei sale, în sensul că am văzut pozițiile care le-a avut când a venit vorba de votul moțiunii de cenzură și votul pentru investirea lui Mihai Ungureanu. Deși erau practic prevestitoare aceste evenimente. Dar eu vreau să vă spun un lucru. Eu sunt bucuros, fiindcă s-au adeverit niște vorbe care le-am spus, și anume că PNL-ul nu a fost în stare să-și crească un candidat propriu al lor. Și iată că au fost efectiv disperați, deci la un moment dat îmi amintesc că în conferințele de presă, în loc să vorbească, vorbim de PNL, vorbim de opoziție, vorbim, trebuia să vină cu argumente vis-a-vis de, politica, cel puțin la nivel național a PSD-ului, că la nivel local vedem că Consiliul Județean este PNL, dânsii se axeau, dacă țineți foarte bine minte și dumneavoastră și telespectatorii, pentru că sunt convins că sunt foarte bine informați, subiectul principal era Florian Nicolae în conferințele de presă, cât de bun este, cât de competent, de altfel lucruri care le pot spune și eu, pentru că asta putea să spună oricine, colegi. Pentru că nu, da? Am fost colegi de partid, eu în continuare îl stimez și îl apreciez ca și prieten, dar mă uit totuși cu compasiune la faptul că de ce vă spun acest lucru? Aseară am urmărit o emisiune pe un alt post de televiziune și spuneau că au foarte multe valori în cadrul PNL-ului. Bun, de acord cu domniile lor care afirmau acest lucru, dacă aveau atâtea valori, pentru ce au fost atât de disperați să-l aibă pe Florian Nicolae? Ba mai mult, mă uitam... Poate pentru aseară, că este un brand în oraș. Totodată mă uitam aseară la următorul lucru care mi s-a părut relativ ciudat, spus de unul dintre copreședinții partidului,
Cu toate că l-au pe Florian Nicolae, vor mai face un sondaj de opinie, o cercetare sociologică. Păi când îl ai pe Florian Nicolae, pentru ce mai faci cercetarea sociologică, îl compar cu cine îl măsori? Cu oamenii care tu nu i-ai putut să-i crești la tine în partid și ai fost nevoit să imporți din altă parte un om? Bine, acum mă gândesc la faptul că știți ce se întâmplă și eu am urmărit aseară cu foarte mare atenție toate declarațiile și la un moment dat domnul Beianu explica faptul că aproape toți membrii din conducerea PNL Giurgiu au fost de acord cu acest transfer, ca să spun așa. Probabil pentru procentul acela care n-a fost de acord, trebuie o confirmare că este alegerea cea mai bună. Nu știu, mă gândesc eu. Da, nu știu, eu din punctul meu de vedere nu cred că dânsul are un... poate exista o persoană de notorietate și de calibru dânsului în PNL. Părerea mea cel puțin. Știți ce se întâmplă? Este un paradox. Pentru cine a urmărit politica giurgiuveană de cu hăt ani în urmă, vreau să vă spun că problema PSD-ului întotdeauna a fost că n-a avut niște candidați, în special la primărie. N-a reușit să aibă un candidat ca să-l detroneze pe Lucian Iliescu. Ne trezim acum, în anul acesta, în an preelectoral, când PSD-ul are foarte mulți candidați, ba mai și împrumută celorlalte partide. Exact asta vă spuneam și eu. Cum să face lucrul ăsta? Păi nu, e relativ simplu. Eu cred că acum, eu știu că domnul Florian Nicolae, din ce mai vorbeam și eu și vorbesc cu dânsul, să știu că mi-a și spus la un moment dat că Socialdemocrația a fost, practic, Partidul Socialdemocrat a fost cel care l-a și inițiat în politică și care l-a lansat din anii 90 și de care dânsul este atașat, numai că știm foarte bine dorința dânsului de a candida la primărie și cei de la PNL, repet, într-o criză de candidați și într-o soluție extremă, pentru că vedem, la Giurgiu PNL-ul este într-o cădere oricum și la nivel național mi se pare că nu stă tocmai pe... deși sondajele, normal, că arată o oareșcare diferență între PSD și PNL la nivel național, dar o să spun și acest lucru, că și aici este un lucru foarte interesant de remarcat. E într-o disperare de descreștere și de lipsă de, totuși, de oameni cu notorietate, au optat către domnul Florian Nicolae. Era varianta lor de rezervă și singura care aveau în momentul de față, pentru că altfel, gândiți-vă, cu Florian Nicolae și Nicolae Barbu și Alexandru Vladu în PSD, nu știu ce putea PNL-ul să scoată, ce putea să producă. Inclusiv dacă ar fi încercat o nouă victimizare a unui membru, că asta văd că e politica mai nouă de victimizare. În general, dacă nu ai proiecte sau nu faci ceva, încerci o victimizare și mai câștigi niște procente. Nici cu asta nu cred că puteau suplini. Mă rog, până la urmă, ce se făcuse, se făcuse. Probabil că vor ieși la iveală mai multe amănunte despre această plecare. S-au făcut niște acuzații, probabil că cei care au fost acuzați vor răspunde la ele, se vor lămuri lucrurile. În orice caz, ce este foarte important vis-a-vis de și de oricare candidat va fi din toate taberele, trebuie să existe o luciditate și o coerență pentru proiecte. Nu venit doar cu teorii sterile. Trebuie acești candidați, că e Florian Nicolae, că este Nicolae Barbu, indiferent care va fi, trebuie să fie ei ca și lideri, în primul rând ca și centru echipei care o coordonează, oameni care să fie cei care iau în cele din urmă decizia finală. Să nu se lase influențați de terțe persoane, pentru că ăsta este cel mai periculos lucru. În momentul în care în echipa ta nu ai acei tehnocrați de care are toată lumea nevoie și ai oameni care nu-și pun în tine decât anumite ambiții personale lor, atunci se și derapează. Domnul foarte director, mult de la... avem experiența atâtor rânduri de alegeri. Avem experiența primarilor care s-au perindat. La fiecare s-a întâmplat lucrul acesta. Nu, s-a întâmplat spre finalul mandatului, spre finalul domniei, deci, ca să spun alții, dar ar fi păcat să se întâmple toți, din... La toți s-a întâmplat așa, până la urmă. Da, da, este, mă rog, este părerea mea care... În general, adică cred că este și greu de rezistat la un moment dat. Nu este greu de rezistat din punctul meu de vedere. Un lider adevărat rezistă și un lider adevărat își ia singur... Nu își ia singur, își ia deciziile ascultând toate părerile, evident. Dar nu trebuie să se lase niciodată influențat de până la urmă, indiferent cine va fi primar, este o ambiție politică a unui candidat să câștige alegerile, să ajungă primar. Până la urmă, interesul giurgiuveanului este să aleagă cel mai bun primar. Categoric. Da? Categoric și așa. Din oferta care va fi. Deocamdată nu știm sigur decât de faptul că
Nicolae Barpu va fi candidat, s-a afirmat lucrul acesta la conferința județeană și PNL-ul a anunțat pe Florian Nicolae. În rest sunt persoane care sunt presupuse a fi pe o listă. Toate partidele au anunțat că vor face sondaje în care vor desemna pe cel care se situează cel mai bine. Important este până la urmă pentru partide cine câștigă, într-adevăr, că e... Câștigătorul final trebuie să fie omul. Dar, dar important este până la urmă ce câștigă Giurgiu Veanu și poate în sfârșit se vor rezolva multe dintre lucrurile rămase nerezolvate sau multe dintre lucrurile care și-au arătat adevărata lor față după niște măsuri luate cu ani în urmă, prost luate cu ani în urmă și care, ale căror efecte se văd de-abia acum. Și apropo, ca să fac o paranteză aici, lucruri poate mărunte pentru unii, dar astăzi cineva se plângea de băncile pe care le avem și care sunt scorojite și care îți agață fusta dacă e mai așa pe care nu te poți așeza. Este adevărat, au fost niște bănci foarte scumpe, luate atunci, niște bănci cu date cu lac, care bineînțeles că supuse intemperiilor s-au degradat și probabil că ar costa și foarte mult să fie întreținute. Deci multe dintre cele care se întâmplă acum sunt efecte ale unor lucruri prost făcute cu ani în urmă. De aceea ne trebuie un primar care să facă lucrurile cu simț de răspundere și nu pentru moment și pentru un mandat și pentru el. Lungă, într-adevăr. Exact. Da. Nu, păi în general un bun primar, un bun conducător al unei urbi, asta are și previziunea, ca și un manager de companie. Face o previziune pe termen lung, că pe termen scurt e clar că e relativ simplu să satisfaci niște nevoi momentane, dar pe termen lung, când vorbim, de exemplu, că aud toată lumea că vorbește de locuri de muncă. Ăsta este subiectul care este, cum să vă spun eu, orice votant și orice cetățean își dorește să laudă lipsa locurilor de muncă și că se găsesc soluții. Soluțiile nu stau neapărat în mâna primarului sau a președintelui Consiliului Județean. Este un cumul de factori care duc la crearea locurilor de muncă. Da, mă rog, fiindcă am domnul văzut director, a devenit o marotă. Un clișeu. Un clișeu. De fiecare dată, la fiecare rundă de alegeri, solicitările electoratului astea au fost. Locuri de muncă, în special. Asta a fost solicitarea. Locuri de muncă. Candidații au venit și au promis: vă facem locuri de muncă, vom face, da, vom crea. Da, să prezinte și un proiect. Eu asta am văzut și la, de exemplu, ca să fac o paralelă între microguvernul local, care este format din primărie, Consiliul Local, președinte, Consiliul Județeni, și guvernul actual, din prim-ministru și miniștri. Vedem și codul fiscal. În momentul când se dezbate o problemă, trebuie să vii și cu argumentele sustenabile să dezvolți o astfel de strategie. Că e și mie simplu să spun: voi crea locuri de muncă în zona liberă în următorii 2 ani. Cum? Rămâne de văzut. Dar la stadiul de declarație o pot face. De asta vă spun, asta este diferența între tehnocrați și oameni care vin și își dau cu părerea în general. Tehnocratul poate elabora și un document care să vină în sprijinul creierii locurilor de muncă. Se spune: domne, dacă de exemplu tăiem, uite, hai să ne gândim să facem o parte a orașului unde să dezvoltăm o parte industrială. Ei, atunci ne concentrăm cu infrastructura în partea aia și știm că acolo vom dezvolta acea zonă industrială ca să putem crea locuri de muncă. Că degeaba mă duc eu și fac 7 străzi unde nu e niciun locuitor, dar o fac doar pentru imagine, și alta e să construiesc infrastructură într-un loc unde într-adevăr pot construi o fabrică. De asta vă spun, sunt anumite lucruri care trebuie luate foarte bine în calcul și trebuie luate într-adevăr de oameni cu experiență care știu să facă lucrurile astea. De asta e important ca orice primar, director, președinte de consiliu să aibă o echipă foarte bine pusă la punct pe toate domeniile. Este, într-adevăr. Contează foarte mult, pentru că un singur om nu le poate ști pe toate, nici nu poate gândi pentru tot. De important este și ce echipă va avea alături de el. Pentru că suntem la capitolul acesta, se pare că unii dintre colegii dumneavoastră de alianță, și anume UNEPR-ul, și-a anunțat intenția de a candida pe liste separate pentru 2016, asta însemnând inclusiv la alegerile locale, nu neapărat la cele parlamentare, de unde se spunea că vor fi pe listă. Și că ar fi candidat din partea, un posibil candidat din partea UNEPR-ului ar fi Lucian Iliescu. La primăria Giurgiu. La primărie. Atunci, ce să spun, se anunță o competiție destul de acerbă la nivel de municipiu. Într-adevăr, am citit și eu materialul respectiv, care, mă rog, cât de cât este previzibil, adică
Știm că dânsul a trecut recent la UNEPR și dânsul și celălalt domn deputat, Marin Anton. Vă zic, va fi o luptă destul de grea pentru, dacă intră și dânsul în cursă, va fi o luptă destul de grea pentru candidații de pe municipiu și pentru domnul Barbu și pentru domnul Florian Nicolae. Este cunoscut, are 4 mandate în spate. Acum, nu știu dacă vârsta dânsului mai permite și mai are chef să mai facă în continuare, să mai ducă încă un mandat. Nu știu, asta depinde de dânsul, dar sunt persoane cu o notorietate foarte mare. Oricum, n-a exclus această posibilitate cu ceva timp în urmă, când încă era la PNL, n-a exclus posibilitatea de a mai candida odată. Mi se pare chiar la o emisiune la Giugiu TV l-am văzut când spunea că... De, nici n-a spus că o va face, dar nici n-a exclus această posibilitate că... Dânsul este un adversar redutabil. Știe politică bine domnul Lucian Iliescu. Într-adevăr. Este, și știe și administrație. Este, da, este unul din politicienii adevărați pe care... Care a și creat, și creat oamenii așa, cu bune și cu rele, cu bune și cu rele pe care le-a avut, a fost un domn. Asta este un alt lucru important, că v-am spus, a și creat oamenii în jurul lui pe care i-a ridicat, că vedem, este foarte greu ca și lider politic. Eu... Dar n-a avut mână prea bună, că până la urmă i-a făcut fel. Eu i-am spus că i-a ridicat, n-a spus că a avut și mână bună, dar i-a ridicat foarte mulți oameni. Foarte puțini și vedem că au devenit foarte independenți și singuratici în general vectorii politici. Aici nu vreau să-l laud pe domnul senator Bădălău, care a reușit să facă o echipă, să unească o echipă de seniori cu o echipă tânără, dar în afară de dânsul eu nu prea am văzut să se coaguleze. Am văzut decât oameni care merg singuri, sunt vectori ei, unici. Nu creează echipă în jurul lor și o armonie. Știți ce aș vrea să vă mai întreb? Pentru că e o situație foarte... nu știu dacă ciudată neapărat, dar neproductivă clar în Giurgiu și probabil că aceasta este și una din cauzele pentru care orașul acesta și județul nu reușesc să depășească stadiul acela ingrat de așezare la coada clasamentului, la orice este bun și frumos în țara asta. Când o fi ceva bun și frumos, Giurgiu e la coadă. Când o fi ceva rău și urât, Giurgiu e în frunte. Și asta de ani de zile. Și mă gândesc, pentru că am avut și oameni politici buni, capabili de a face lucruri bune și s-au făcut și lucruri bune. Dar, până la urmă, mă gândesc că atitudinea aceasta ostilă și lupta asta de gherilă, ca să zic, la un moment dat, și lupta asta fățișă între actorii politici care fac parte din partide politice diferite, ar putea fi una dintre cauze. Aici n-a existat niciodată o înțelegere pentru binele oamenilor, să spunem așa. Au fost orgolii duse la extrem, au fost atitudini de nu ești cu mine, ești dușmanul meu. Într-adevăr, sunt adversari politici, pentru că fac parte din grupări politice diferite, au ideologii diferite, dar până la urmă sunt oameni în același oraș, oameni care s-au cunoscut înainte și se vor cunoaște mult timp, vor trăi în același loc de acum încolo, și care toți clamează binele comunității. Haideți să vă spun un lucru. Cum se poate depăși lucrul ăsta? Nu, am să vă dau exemplu meu personal. Eu știți că am început... când am început o cariera politică, am început-o la PSD, dar ulterior, ca și ales local, am fost ales pe listele PPDD-ului. Știți ce diferență colosală este între un partid care are o ocupație propriu-zisă și vorbesc gen PSD și o ocupație cum era? La PPDD a fost o perioadă de formare politică a mea în care am învățat anumite lucruri. Dar la PSD, în momentul acesta, vreau să vă spun că m-am desăvârșit din punct de vedere al contribuției la administrația locală. Județeanul mai ales. Vreau să vă spun că în momentul când ești ocupat și ai de făcut proiecte și trebuie să alegi cu primari, pentru primari și să aduci fonduri în județ, nu mai ai timp de scuzați-mă că o să fost termenul ăsta, de golăniile astea mici care le practică anumiți oameni care efectiv nu au nicio ocupație. Bine, sunt eternii oameni politici în Giurgiu, unii dintre ei, nu vreau să generalizez, care efectiv nu și-au dus contribuția cu nimic niciodată, dar ei în continuare critică. Dacă îi pui să se ducă, îi trimis până la Ministerul Dezvoltării cu un primar să rezolve un proiect, nu știu, de canalizare, de apă, de orice e bine pentru județul ăsta, nu sunt în stare să o facă. Nu știu ce e la un buget, nu știu ce e la o sursă de fezabilitate, nu știu cum se dă o hotărâre de consiliu ca să îți motivezi bugetul și cofinanțarea la proiectul de canalizare sau de apă și așa mai departe. E,
în momentul când, și pe mine mă pasionau jocurile astea mici, cancanurile astea când eram la PPDD. E, acum la PSD lucrurile s-au schimbat un pic. Acum domnul Bădălone a responsabilizat foarte mult și ne-a transat niște sarcini foarte clare. Ori venim și ajutăm să aducem fonduri, cum am fost cu și cu zona liberă, cu fonduri europene, cum facem și cu banii care se alocă de la Ministerul Dezvoltării pentru primari, cum facem și încercăm tot timpul să le explicăm primarilor și cei cu ADI-ul de apă, și cei cu ADI-ul de gunoi, și cei cu ADI-ul de iluminat. Astea sunt, în momentul ăsta, cum să vă spun, nu mai ai timp de lucrurile astea mici care practic vin și fac exact ce spuneți dumneavoastră, generează acest conflict. Și pe mine mă provoacă mult, de exemplu, în ultima perioadă și mă atacă. Nici nu iau în seamă, pentru că meritul meu este momentul când un primar vine și mulțumesc și spune mulțumesc, Răzvane, pentru ce ai făcut pentru comunitatea mea. Atunci mă interesează că îmi zice unul că sunt rău sau că sunt îngânfat sau că sunt nu știu ce. De asta vă spun, este optica dumneavoastră, ați punctat foarte bine lucrul ăsta, dar dumneavoastră trebuie să vedeți și care sunt actorii implicați de fac aceste conflicte, pentru că orgoliu există și în mine. Doamne ferește, și eu mă supăr când mă atacă cineva nemotivat, dar mai mare este satisfacția când reușesc să fac niște proiecte. E, în momentul în care eu cred că se va forma o clasă politică din oameni cu bun simț, din oameni care au într-adevăr gândirea orientată spre administrația locală, județeană, atunci o să scăpăm și aceste conflicte și atunci o să vedem că va exista o armonie, cum este la Cluj, cum este probabil la Timișoara, chiar dacă sunt tabere diferite, când vine vorba de binele județului, se coagulează. Dar, repet, sunt oameni cu o pregătire, sunt oameni care înțeleg mecanismul, nu sunt oameni care vin și spun, stai bă, ce se duce cu Florian sau cu Bădălău sau cu nu știu cine să își iau ei laurii. Nu, noi când mergem pentru că înțelegem un mecanism și să atragem fonduri și lucruri bune pentru județ. Și după aceea dezvoltăm județul și putem să ieșim în față cu lucruri pozitive. Altfel, ce facem? Nu facem nimic decât toată ziua stau și îl critic, zic că Mustățea nu-i bun, Beanu nu-i bun și vin cu o soluție? Nu vin cu nimic. Și de aici apar și animozitățile. De asta vă spun, dumneavoastră vorbiți de o clasă politică competentă și eu îmi doresc clasa asta și sper ca ușor, ușor să înceapă să se sudeze, să ia parte, să lupta se devină... politică este firească, este normală, da. Că fiecare vrea să ajungă la putere, dar în este... detrimentul celuilalt, să spunem așa. Este firească. Dar există o limită și exact. Aici peste care dacă treci, treci niște sentimente care dăunează până la urmă comunității și persoanei respective, pentru că este, nu știu, o postură foarte dificilă în fața electoratului, ca să spun așa. Suntem prieteni, lumea ne-a văzut împreună, am militat împreună, am mers și dintr-o dată, pentru că eu am alt drum sau același ales alt drum, înseamnă că trebuie să ne urâm neapărat acum și să fim dușmani. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Asta s-a întâmplat de ani de zile în oraș aici. Am o problemă și recunosc chestia asta cu oamenii slab pregătiți, cu politicienii slab pregătiți, care vor să epateze și vor să arate mai mult decât pot și știți cum? Noi între noi politicieni cam știm care sunt și cât poate să ducă fiecare, da? E, în momentul când văd că apar diverse persoane care n-au habar de nimic, dar își dau cu părerea, atunci, într-adevăr, recunosc că mă simt iritat. Și nici nu sunt dispus să învețe. Repet, deci politica nu se face, știți, am prins un subiect repede, ai ce avem, avem codul fiscal, hai să citești o două idei pe Facebook și mi le spun pe alea, e punctul meu de vedere. Nu, hai să vedem într-adevăr dacă codul ăsta fiscal e sustenabil, dacă nu e sustenabil, că altfel riscăm să cădem în derizoriu cum cade PNL-ul și PDL-ul cu atitudinile care le au vis-a-vis de acest cod. Eu am inițiat o emisiune cu ceva timp în urmă în care ați fost prezenți reprezentanții tinerilor de la principalele partide. Pentru că eu chiar mi-am dorit să fiți împreună, pentru că sunteți singura generația tânără, dar nu generația celor, așa cum spuneam, care lipesc afișe, generația bărbaților tineri din politică, pentru că toate partidele au oameni de vârsta asta, care aveți șansa și chiar pot să spun eu obligația de a schimba această viziune total păguboasă de a face politică. Pentru că nu este decât păguboasă pentru comunitatea aceasta. Ura, dușmănia, răutatea, dincolo de niște limite ale adversității politice care trebuie să existe până la urmă, nu fac decât să facă rău acestui județ și acestui municipiu și iată că suntem în situația în care suntem. Eu cred cu tărie că sita se va cerne și va fi cernută chiar de către electorat în cele din urmă, pentru că oamenii vor realiza, oamenii se satură de cancanuri, oamenii se satură de cei care nu fac nimic și îi cunosc în general. Chiar dacă sunt vechi în politică, îi recunosc și știu cine sunt.
eu m-aș dori tare mult și am spus-o nenumărate emisiuni, să discutăm pe proiecte. Eu în momentul când mă duc undeva sau sunt investit, să știți că e foarte greu să manageriez orice în general. Că e zona liberă, că e direcția de servicii locale, că e direcția de impozite și taxe locale. Ai o responsabilitate, ai niște oameni subordine și trebuie să tot timpul să anticipezi ce va urma ca să poți să creezi o sustenabilitate a locului de muncă care îl oferi către om. Este o responsabilizare acest lucru și este foarte, foarte greu de gestionat. Simplu este cel mai simplu, pardon, este să critici. Da? Eu sper că în cele din urmă să votantul și Giurgiuveanu, în general, care vorbim de votantul Giurgiuveanu, să fie cel care va selecta acești politicieni. Fiindcă un politician slab este în detrimentul alegătorului și nu va face nimic. Eu nu vreau să am un reprezentant al meu în Parlament sau în Consiliul Local sau în Consiliul Județean care să nu-l au, de exemplu, vorbit niciodată, care să nu emită o ipoteză de a lui. E, lăsați că problema să cu consilierii locali și județeni e foarte... A fost un exemplu. La fel pot să spun și de deputați și de senatori, că sunt foarte mulți care efectiv nu fac nimic. Nu, dar și acolo la acești domni și doamne există o problemă, pentru că ne-am obișnuit ca întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă în oraș să o punem pe umerii unui primar. Indiferent cum se numește ăla. Dar să nu uităm că mai există și consilieri acolo care sunt la fel trimiși de comunitatea locală și nu prea-i văd venind în ședințele de consiliu cu problemele cetățenilor pe care îi reprezintă, pentru că dacă ei ar veni, probabil că ei pot să pună altfel discuția în ședințele de consiliu local, au dreptul de vot, au... Eu așa, dacă mă duc, doar pot să spun că am acces în ședințele de consiliu. Dar el, ca și consilier votat, investit cu încrederea cetățenilor, are o altă putere acolo. Și aici acolo. Ne întoarcem la ce am discutat. Și, și aici e vina dumneavoastră a partidelor politice care nu v-ați făcut liste, suficient de atent gândite și... analizate persoanele. Eu sunt convins că începul, ceea ce privește PSD-ul... Eu vorbesc în general pentru că sunt reprezentanții partidelor. Ei sunt votați pe listă, consilieri. Eu pot vorbi ceea ce înseamnă Partidul Social Democrat. Iar eu vă vorbesc dumneavoastră cu speranță. Eu cred că vom reuși în continuare să coagulăm o echipă bună și o echipă care să fie îndreptată într-adevăr spre politica județului. Indiferent că sunt oameni care spun tot felul de vrute și nevrute, eu în momentul, repet, în care voi pleca dintr-un loc în care am fost, nu voi lăsa locul ăla în paragină și voi lăsa cu o valoare adăugată. Asta e ce pot să spun despre mine. Dacă mâine plec de la zona liberă și am spus asta de numărator, eu știu, pot să așterg pe foaie de hârtie lucrurile care le-am făcut pentru această apropo instituție. Apropo de zona liberă, pentru că ați adus aminte de zona liberă și oricum ne propusem să discutăm despre asta, prezent la Giurgiu săptămâna trecută, domnul Petrache, da, a făcut afirmația că, adică, de fapt, și-a exprimat părerea de rău că zona liberă n-a fost pusă în valoare, că n-a fost suficient exploatată pentru binele acestui oraș. Eu mă bucur foarte mult că domnul Petrache este grijul. Eu cu dânsul am avut o întâlnire în 2013 și îmi spunea la vremea aceea că aș vrea să-mi fac și eu o zonă liberă la Ilfov. Ok. Venise pe atunci cu niște investitori chinezi la Giurgiu. Dar și domnia sa a venit cu investitori, la fel cum vin mulți cu investitori la Giurgiu. Vin cu investitori, știți, facem și ca și cu ambasadori. Vin, facem o conferință de presă, e bine, e frumos, dar nu rămâne nimic în Giurgiu. Până la urmă, investitorii care vin în zona liberă vin tot după ce mergem și ne rugăm de și stăm de vorbă și nu sunt veniți pe nicio filieră. Nici politică, nici... Sunt, în general, oameni care ori au aflat de zona liberă din promovarea care am făcut-o zonei libere, ori pe diferite contacte care le avem noi și mergem și prezentăm și discutăm pe segmentul acesta al zonei libere. Eu vreau să vă zic că sunt bucuros fiindcă există firme în interiorul zonei libere care se extind, sunt într-o continuă extindere. Eu care credeam la un moment dat că trebuie neapărat, mă rog, să încercăm să atragem și, într-adevăr, principalul obiectiv este atragerea de noi investitori. Dar văd cu mare bucurie că sunt firme care în continuare, deci sunt în zona liberă de o perioadă lungă de timp, au concesionat anul trecut încă 1000 de metri pătrați, anul acesta concesionează încă 1000 de metri, deci au afacerile în proprie, în permanentă extindere, expansiune. Cu garanție că vor rămâne o perioadă lungă. Că vor rămâne aici, categorie, pentru că pe acest teren care îl iau ei și construiesc diverse clădiri. De asta vă spun că ăsta este un subiect care l-am văzut că îl abordează inclusiv și domnul Gheorghe Ștefan la un moment dat venea și făcea poze prin zona liberă.
E un lucru bun. Haideți să vedem, în schimb, aș vrea eu să văd politicienii ăștia care tot vin și vorbesc de zona liberă, ce au adus ei în zona liberă. Că tot vorbesc de investitori și îmi dau mie sfaturi. Bun, tu ești președinte de Consiliul Județean Ilfov. Poți tu să aduci o firmă în zona liberă, Giurgiu? Sau? Probabil că dădea doar un sfat, nu, așa, ca un om care are un proiect în sensul acesta. Eu primesc acesta. Sfaturile, eu i-am dat și sfaturi atunci când dânsul a zis că vrea să facă o zonă liberă în Ilfov. I-am zis că, domnule, e benefic să faci, dacă vrei, uite, i-am explicat cum avem noi zona liberă la Giurgiu, dar ăsta este un subiect care îi pasionează pe tot zona liberă. Eu, dacă vreți, uitați, o să vă fac la un moment dat și o să prezint o conferință de presă, topul politicienilor care au adus și, ce vreți dumneavoastră, care au adus firme în zona liberă. Și o să vedeți că toți sunt cam pe același grad, zero. De asta vă spun că, știți, cred că, v-am spus-o odată, am spus-o la o conferință de presă, eu m-am rodat un pic mai repede în politică și am învățat să fiu mai, să cred mai mult în fapte și mai puțin în proiecte. Eu vreau să văd faptele. Eu vă spun, orice firmă vine, are în mine un partener de discuții extraordinar de aplicat și de corect, de altfel. Și credeți-mă că am inițiat și proiecte de hotărâri de Consiliu prin care le ofer facilități printr-o derogare la plata chiriei de la zona liberă pe perioadă de 6 luni. Dar cu toate astea, uitați că ne zbatem și ușor, în ce stadiu se află proiectul, ușor vom reuși să atragem, dar ca să atragem acești investitori strategici de care vorbește toată lumea mare, trebuie, am spus-o tot timpul, să avem o infrastructură adecvată. Nu putem să chemăm oamenii și să meargă prin gropi. Deci nu putem să facem lucrul ăsta, că în momentul în care îți vine oricine, am reușit, mă bucur acum foarte mult că am reușit în sfârșit să iau legătura cu persoana care avea această clădire din spatele televiziunii dumneavoastră, acest schelet metalic care mi se pare odios pentru zona liberată, ca și după al doilea război mondial. Deci când treci pe șoseaua portului și o vezi de pe șosea, zici că aici, nu știu... Avem câteva zone, foste zone industriale care-s de-a dreptul sinistre. Din păcate, acestea au fost sunt problemele și cum să vă spun, legii acestei, legea insolvenței, care această lege pe mine m-a, cum să vă spun, am spus-o și când a venit domnul Furian cu Comisia Economică la Giurgiu. Trebuie modificată neapărat, fiindcă este în detrimentul societăților creditoare. Am reușit să iau, vă spuneam, legătura cu persoana respectivă care a judecat clădirea când a intrat în insolvență societatea All Horizons și acum, în sfârșit, i-am făcut o solicitare în instanță de evacuare, a venit și evacuează el clădirea și o scoate de aici. Am solicitare de la o societate foarte puternică în zona liberă să concesioneze acest teren, iar eu nu-l puteam concesiona. Și imaginați-vă, terenul pe de-o parte este ocupat de o clădire a unei persoane fizice străine care nu vine să-și plătească impozitul la stat, da? Și ține și terenul ocupat și eu nu-l pot concesiona. Și uitați că prin această acțiune și prin eforturile care le-am făcut, am reușit, de s-au adus la bugetul local, a plătit toate dările, 1.600.000 ce datora la bugetul local datorii, plus datorii care o să trebuie le-a achitat la zona liberă pentru cât au ocupat terenul și nu l-am putut concesiona. Deci, da, toate astea presupune efortul și presupune munca, repet, cuvântul cheie, în echipă. Vă întrebam despre stadiul proiectului care este deja în derulare cu Hala Trimodal. Da, acum la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, așteptăm să ne vină confirmarea de la Comisia Europeană. Imediat ce a venit această confirmare, eu mă grăbesc să scot la licitație, să urc pe SEAP atât drumul de acces de care am spus de la intrare din zona liberă până pe cheu și reconsolidarea cheului din zona liberă, urmând ca după aceea, într-adevăr, să înceapă și construcția acestei hale trimodale. Deja s-a început, e greu să fi văzut dumneavoastră, a venit o echipă specializată care a făcut niște foraje pentru această hală trimodală, a forat să vadă exact la ce adâncime se ajunge la stâncă pentru a înfige pilonii pe care se va sprijini hala trimodală în stâncă. Și lucrurile, ușor au început să prindă conturi, dar normal, toată lumea va aștepta produsul finit, că și eu la fel aș aștepta ca și... Și când vom avea bucuria de a-l vedea? Bucurie. Deci eu sper că dacă dăm drumul la licitație pentru drum și cheu pe la jumatea lunii septembrie, începutul lunii octombrie, eu iau în calcul și contestații și tot ce se poate. Eu în principiu sper ca până în luna septembrie la anul să avem drumul făcut și cheu. Și începută hala trimodală, bineînțeles. Da, eu vorbesc de ce ne interesează mai întâi. Da, apropo de aceste contestații, că tot ați adus vorba de ele,
Mi-aduc aminte că era o perioadă în care primul ministru, deranjat de contestațiile care se făceau aiurea până la urmă și care împiedicau multe proiecte, spunea că vor lua niște măsuri, vor da, nu știu, niște hotărâri de guvern să modifice într-un fel, să-i... Da, e vorba de... Deci, pentru că aceste contestații au blocat foarte multe proiecte. Categoric. Și o bună parte din... sau, ca să zic așa, devine pentru faptul că nu avem autostrăzile pe care le tot cerem noi și șoselele pe care le cerem, unul din motive este tot această modalitate de a face contestații. S-a introdus o taxă care trebuie achitată, din câte știu eu, de cei care fac contestații, o taxă la valoare, și mi se pare un lucru foarte bun. Adică e bine să poți face contestație, pentru că în felul acesta stopezi niște ilegalități până la urmă, dacă, sigur că da. Trebuie să le aibă toată lumea. Dar unele erau făcute intenționat. Eu am pățit la zona liberă, la licitația de combustibil, așa ceva. Mi-a contestat o firmă din Botoșani. Deci se scrisă la licitație, mă rog, nu știu dacă e bine să OMV, Lukoil, societăți mari, și o firmă de apartament a contestat și ne-a blocat licitația. Deci, vă spun, se întâmplă lucrul ăsta. E foarte ciudat și de obicei e deranjant. Știi că omul care a făcut lucrul ăsta oricum nu te poate ajuta el sau să-ți refunizeze el produsul mai puțin că ți-l dă o rafinerie. E clar chestia asta. Dar totuși uitați că se întâmplă. Asta e ca și cârcota în politică, la fel fac și pe partea asta. Sunt oameni care... Da, vedeți că în ceea ce privește drumurile, autostrăzile, acolo au fost aceste contestații, au fost prelungite până când studiile de fezabilitate au expirat. S-a rezolvat cu licitația, s-au făcut alte studii de fezabilitate, alți bani, altă distracție. Aici aș pun un pic și pe seama, să-mi fie corect, eu nu vreau să aduc jignire nimănui, dar slabe pregătiri probabil la unor juriști. Pentru că sunt convins că o casă de avocatură solidă ar fi cerut devansarea termenelor sau ar fi găsit niște mecanisme legale să poată grăbi un pic mai repede lucrurile. Deci noi vorbim de un lucru care este un pic disproporționat. O firmă privată poate pompa în serviciul lui juridic și să-și ia o casă de avocatură foarte bine pregătită. Pe când un angajat de la stat, nu știu ce salariu are, cât să zic, 10, 15, 15 milioane, el nu este la fel de motivat și ca să se documenteze, să se perfecționeze, la fel cum sunt acești avocați care... Să fie corect, vă dați seama că la un proces vorbim de autostrăzi, acolo vorbim de miliarde de euro. Vă dați seama că ăla are un onorariu de succes probabil la nivelul sutelor de mii de euro. Da, vedeți, uite că, să zic așa, obiceiul ăsta nu e numai la case mari, la autostrăzi unde-s miliarde de euro. Și unitățile administrativ-teritoriale apelează de multe ori la aceste mijloace pentru că nu sunt suficient de... Nu au încredere în proprii juriști pe care i-au angajați acolo. Aș vrea să ne referim acum puțin la un sondaj care a apărut de curând și care... A fost discutat și în felul acesta trecem și la politica mare, ca să spun așa, la nivel de țară. Și conform acestui sondaj CSCI, personalitatea în care românii au cea mai mare încredere continuă să fie Klaus Iohannis, așa, urmat de Sorin Oprescu și apoi Victor Ponta, de-abia pe locul 3 cu 35%. Da. Comentarii. Eu, din ce m-am uitat și eu un pic pe sondaj, eu am văzut o scădere a încrederii românilor în Klaus Iohannis, deci nu este pe o pantă ascendentă, nici nu are cum să mai fie, măcar pe o menținere. Văd că ușor a început să scadă, lucru care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie îngrijorător, inclusiv pentru partidul pentru PDL și PNL, pentru asocierea celor două partide. Pentru că el, practic, a fost locomotiva lor, a fost cel care i-a girat, a fost cel care a solicitat, la un moment dat, schimbarea guvernului și a spus la două zile după ce a fost ales președinte, noi vrem puterea toată. A fost totodată, știți, mă uitam astăzi ca să fac o mică paralelă, a apărut un material pe presă cu o discrepanță între declarația de avere a domnului Iohannis între 2004-2007 și venituri reale din chirii, pe care dânsul le-a registrat pe imobile care le are. Undeva o diferență... A venit cu un comunicat administrația prezidențială în care a respins toate acuzații. Într-adevăr, nu. Eu vreau să vă spun că am citit și cu mare bucurie am văzut ce înseamnă clasa politică tânără și care vrea să schimbe ceva.
Și aici mă refer la declarația lui Victor Ponta, care a spus: mă bucur în sfârșit că înțelege și Klaus Iohannis cum e să fii în pielea mea. Nu s-a grăbit să-i ceară, cum a făcut Klaus Iohannis, să plece, să-și dea demisia. Deși, vă spun, a fost o campanie mediatică mizerabilă și tot respectul pentru presa națională, într-adevăr, presa este o putere, ridică și coboară omul după bunul plac. Care dreptate, că n-are dreptate, el poate face la locomanda dacă își pun în cap. Eu mă uitam și citeam din raportul de expertiză contabilă care a fost făcut în cazul lui Ponta și spuneau ei la un moment dat că este o diferență de 51.000 de lei, deși raportul de expertiză spune foarte clar că este un surplus la bugetul de stat de 2.041 de lei. Asta spune raportul. Pe de altă parte, spunea titra presa la acel moment că s-a pus sechestru pe apartamentul lui Victor Ponta. Sechestru se pusese de prima dată. Nu s-a pus. Acum vorbesc, acest raport a fost publicat acum o săptămână jumate. Deci de asta vă spun. Rapiditatea. Director, aveți dreptate. Dar știți ce se întâmplă? Presa a preluat un comunicat al DNA-ului care demonta tot ce spusese. Deci eu aici nu înțeleg, eu ca muritor de rând, ca om așa trăitor la talpa țării, ce suntem noi aici, ce sunt eu, eu asta nu înțeleg. Deci vine și aveți acolo expertiza cu ștampila experților, da? În care se spune un lucru. Vine DNA-ul și spune, păi stai că nu e ca acolo, este invers. Eu acum nu-i port de grijă lui Ponta, că se poate apăra singur, are posibilitate să o facă. Dar eu mă gândesc că dacă acolo cineva minte, clar. Eu nu cred că primul ministru al României putea să și pună... Dacă... Eu am acest document de pe site-ul de socializare al domniei sale. M-am uitat și l-am și citit. Și este cu ștampilele experților. Domnul, vorbim de ștampilele experților, este ce s-a publicat în raportul DNA. Deci vă și arăt, uitați. Nu vorbim de... o fițuică care a scris-o el de mână. E, în condițiile astea în care se și stipulează suma foarte clar și eu m-am uitat și că, normal, mă uit și eu pe comunicatele de presă tot timpul și mă uitam, era clar în luna iulie stipulat că s-a pus chestul pe apartamentul premierului. După aceea spunea, domne, s-a pus acum, după ce s-a elaborat acest raport. Adică sunt niște lucruri care, cum să vă spun eu, bine, doar un singur post de televizie spune chestia asta. Nu vreau să dramatizez că fiecare e liber să spună ce vrea și își trage ponoasele după aceea, evident, că se poate îndrepta în justiție premierul, e treaba dânsului. Dar vă spun modul acesta de a pune presiune. Și cu toate astea, cu toți ne-am fi așteptat ca după acest material care a apărut acum vis-a-vis de Klaus Iohannis, premierul să aibă o reacție cel puțin asemănătoare cu cea lui Klaus Iohannis la adresa domniei sale, da? E, prin condițiile astea, mie mi s-a părut o reacție, cum să vă spun, de fair play. Și o reacție în care s-a arătat maturitatea politică și, într-adevăr, faptul că pe el interesează să aibă o guvernare bună care să-și o ducă până la capăt și să nu fie întreruptă de alt mecanism decât de cel al votului. Duce până la capăt guvernarea? Păi, din ce spune, după cum arată coaliția de guvernare, așa spune. Toată lumea așa a spus, indiferent că se va candida. Toată lumea face fel și fel de supoziții, da. Iar chiar astăzi, dacă nu mă înșel, doamna Gorghiu afirma că ei tot nu i-a ieșit din cap varianta nu alegerilor anticipate. Da, bine, domnia asta vă spun. A suportat o metamorfoză ciudată. Mie îmi plăcea la un moment dat de dânsa până să devină președintele partidului, după aceea am văzut un pic... Da. Un pic de, cum să vă spun, strategie haotică în modul în care manageriază nu numai politica, dar și toate subiectele care au apărut. Dânsa oricum își închide orice frază cerându-i demisia lui Victor Ponta. Dacă plouă afară, Victor Ponta trebuie să-și dea demisia. M-am uitat și vis-a-vis de codul fiscal. La fel. Deci este o harababură totală vis-a-vis de ceea ce face doamna Lina Gorghiu și... Revenim și la codul fiscal, dar n-am terminat cu acest sondaj. Da. Pentru că eu am spus adineaur că în aceste sondaje 59% Klaus Iohannis, dar comparativ cu 78% în decembrie 2014, iar Victor Ponta 35% comparativ cu 36% în decembrie 2014. Ceea ce este în avantajul premierului, o scădere cu doar 1%. În condițiile în care, în exercițiu. Exact, afla la guvernare. Da.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 41 dintre români ar vota noul PNL, iar 37 ar vota PSD. Surpriza pentru mine a fost aici, nu de mereu, că ei sunt constanți, ci M10, care ar avea 5%. Mă rog. Iar colegul dumneavoastră de alianță UNEPR-ul ar fi votat de 2% dintre români. Deci iată diferență de la 41 PNL, 37 PSD. Acum, evident că lumea o să spună, telespectatorii, ca și dumneavoastră și oricine, poate să pună următoarea mea reacție pe seama subiectivismului. Dar eu vă spun că este un semnal de alarmă. Eu, în locul lor, în locul PNL-ului, mi-aș face foarte bine temele, pentru că PSD-ul este partid de guvernare. Ori PSD-ul nu s-a erodat atât de mult pe cât au sperat ei. Eu văd la ei cât de cât, cum să vă spun eu, o diferență de 4%, 41 la 37, a spus, da? Da. Nu este un procent confortabil în condițiile în care, eu vă spun că și după ce va trece acest cod fiscal, în care PNL-ul n-a făcut decât să se contrazică de la o zi la alta, și românii vor simți și mai mult în buzunarul lor diferența, vorbim acum și de măririle salariilor la medici de la 1 octombrie, vorbim și de mărirea salariilor profesorilor posibilă dacă se votează legea salarizării până la 1 octombrie de la 1 noiembrie. Deci toate aceste lucruri, eu înțeleg îngrijorarea Alinei Gorghiu, că ei n-au reușit să facă asta și nu o să poată să facă, că nici n-au metodica necesară de a implementa asemenea proiecte. Ei vin și atacă atâta tot. Mă rog, eternul subiect. 40, conform acelui sondaj, 47% consideră că în guvernarea Ponta economia României s-a îmbunătățit, 31% cred că economia a rămas la același nivel de dinaintea guvernării, iar 20% cred că economia s-a înrăutățit în timpul actualei guvernări. Da, deci pe măsurile luate este mai mult decât evident. Că acești 47% se bazează pe măsurile sociale luate special de guvern, nu? Da, da, cu siguranță. Apoi, 44% consideră că în momentul de față România se îndreaptă într-o direcție bună și 49% cred că direcția în care țara se îndreaptă este una greșită. Aici e un paradox. Din moment ce 47% consideră că s-a îmbunătățit economia, totuși 49% consideră că țara merge într-o direcție greșită. Da, este foarte important și într-o cercetare sociologică exact întrebările care se pun pentru a vedea exact și motivele care sunt considerate de români că țara merge într-o direcție greșită. Eu vă spun că am văzut un material vis-a-vis de tot la dumneavoastră și la televiziune când premierul fusese chemat la DNA pentru prima oară și chiar am rămas uimit, în Giurgiu făcut materialul, sondajul, am rămas uimit de faptul că oamenii, totuși, au avut discernământul să vadă că este, practic, o încercare de înlăturare a unui ales prin vot, prin forța justiției și vorbeau, mă uitam la oameni simpli, cum spuneam, domnule, păi a crescut pensiile, a crescut salariile, a dat alocațiile, deci într-adevăr se vedeau că oamenii erau mulțumiți de măsurile luate. Acum țara se arată într-un cont de umbră sau cum au spus dânsii, într-un pas greșit bazându-se pe ce? În ce se îndreaptă spre... Și un alt paradox, deci după ce 49 cred că direcția în care se îndreaptă țara este una greșită, vine acum întrebarea, cât de mulțumiți sunt în general de felul în care trăiesc? 57 se declară mulțumiți, 43 sunt nemulțumiți. Bine, în acest sondaj, pentru că există și avem obligativitatea prezentării datelor despre cine a făcut acest sondaj, este făcut, așa cum spuneam, de CSCI, o eroare de plus sau minus 3,1% la un nivel de probabilitate de 95% și a fost făcut în perioada 10-17 august 2015. Părerile sunt împărțite despre aceste sondaje, cât sunt ele de real, totuși eu cred că sunt necesare. Chiar dacă nu sunt foarte exacte de multe ori, dar constituie practic o ghidare pentru, și nu numai pentru politicieni, dar și pentru guvernare, să vadă exact lucrurile care le mai au de atins pentru a crea mulțumire în rândul cetățenilor. Ce spuse? Da. Pentru că ați vorbit de codul fiscal. Da. Ce se întâmplă cu codul fiscal?
Deci codul fiscal am văzut... Că nimeni nu mai înțelege nimic. Păi, nici nu mai e de înțeles. Vă spun momentul că de înțeles, să înțelegi momentul în care există o direcție și există un consens al factorilor implicați în acest proces de elaborare. Vedem că vine PNL-ul și cu PDL-ul și spun, domnule, nu suntem de acord cu cota de 20%, vrem 19%. Pe de-o parte au și condiționat votul pozitiv dat codului fiscal de această diminuare, s-a făcut diminuarea. După aceea vin și spun, domnule, nu este sustenabil codul fiscal cu 19% scăderea la TVA. Păi atunci să înțeleg că propunerea la de 19% care au făcut-o inițial și au condiționat votul a fost o măsură populistă fără să-și facă, să-și pună faimoșilor tehnocrați să lucreze, să vadă dacă este, are susținere bugetară această reducere. Deci, de asta vă spun, jocul lui Alina Gorghiu este unul haotic. Eu înțeleg să joci politic, dar trebuie să ai o consecvență. Ori spui de la început, nu sunt de acord cu codul fiscal și o lași așa, ori vii și spui vreo 19%, după aceea vii și spui că ești nemulțumit și că e ok cu 20% acum și să trăi codul fiscal. Partea asta... Ei acum, scuzați-mă o secundă. Da. E foarte interesant. Ei speculează orice lucru și vin și spun, dom'le, nu s-au înțeles între Ministerul de Finanțe și partea politică. Nu. Păi stai puțin că partea fiscal... asta am înțeles-o, deși n-am priceput-o. Sau poate fi și invers, că oricum. Dar... partea cu nehotărârea, că așa este, un cod fiscal votat în unanimitate aproape de Parlament este întors fără specificații anume pe articole ce, așa s-a întors. Bun, asta am înțeles, că s-au răzgândit între timp, că n-au știut ce votează. Două secunde. Dar la vremea asta se cer amânări și de partea cealaltă? Nu. S-a cerut o amânare până săptămâna viitoare și a fost și explicată. Acest cod fiscal trebuie să fie un cod fiscal sustenabil și ca să nu mai existe discuții din nou între partide și certuri. Vedeți, dumneavoastră, ratingul de țară și automat atragerea de investiții este dat de echilibrul politic și totodată de echilibrul fiscal. Acest echilibru fiscal trebuie să fie predictibil și pentru următoarea perioadă. Lumea nu trebuie să se gândească și vorbesc aici de investitorii străini și de alte state care au interes să se intre în relații comerciale cu România. Știi, votăm un cod fiscal acum și peste un an, dacă se întâmplă ceva, se schimbă codul fiscal. Nu, tocmai de asta trebuie căzut și trebuie să le explicăm încă o dată. Păi stați puțin, că de-abia ce aprobară codul penal acum câțiva ani, prin asumare, prin asumare și deja se cere, e necesară revizuirea lui. Păi, asta înseamnă momentul în care, vedeți, în momentul în care îți asumi un lucru, și în momentul când nu ai oameni care, nu ai tehnocrați care să-ți lucreze pe un subiect, că nu poți să aduci, acum nu vreau să atribui epitete anumitor persoane care au lucrat la codul penal, dar s-au văzut că cei care au lucrat la codul penal au ajuns să-și beneficieze de el din plin. Vorbesc de cei de la PDL. Deci vreau să vă spun, faceți o paranteză referitor la vremea la care au fost asumate codurile. Eu am făcut o emisiune cu domnul Sergiu Bratu, decanul baroului de avocați, da. Iar recunosc sincer că la vremea respectivă ne-a lui trăgea un semnal de alarmă și spunea ce grozăvii vor atrage aceste coduri, da? Acest cod penal în special după el. La vremea aia n-am înțeles că nefiind în... Da, în branșe... Nu înțelegi, da, nu poți să-ți dai seama. Deși înțeleg mai bine, fiindcă dânsul... Așa, deci la vremea aia, deja juriștii știau că se întâmplă ceva. Practicanții, nu teoreticienii care acest fac... Acest cod fiscal, când s-a elaborat, a luat în seamă... Și iată toate... că se adeverește până la urmă că a avut dreptate. Așa probabil și cu acest cod fiscal. Ei au luat în vedere, guvernul a luat în vedere consultarea cu toate patronate, toate... tot ce ține de mediul de afaceri, patronate, mediul academic. Așa se elaborează un proiect în general. Strângi de peste tot și după aceea selectezi cei mai buni. Și după aceea te duci din nou să vezi. Altfel nu poți lucra. Deci nu poți să pot eu să mă duc într-un birou și să ies cu un document să zic că ăsta e codul. Acum la fel asta mai fac încă o dată. Mai fac încă o dată discuția cu experții de la Ministerul de Finanțe care vor veni încă o dată să arate cât înseamnă scăderea unui punct de TVA din buget, cât înseamnă creșterea de 3,7 pe semestru 1 care a avut-o România ca și țară din Uniunea Europeană.
situația asta, că nu mă înșel, pe locul 2 ca și creștere economică pe primul semestru. Deci, resursa bugetară există pentru reducerea TVA-ului, există pentru toate măsurile economice care se iau, pentru creșterea salariilor medicilor, pentru creșterea salariilor Domnul director, sunteți om politic. Da, doamnă. Ca și ceilalți. Eu sunt alegător. Da? Ceva a fost acolo. Adică, lucrurile, când ies dintr-o logică, un cod fiscal votat, spun încă o dată, de toată lumea, ajunge la promulgare și dintr-o dată îți descoperă, ops, acolo un specialist, un om al lui Iohannis, spune, nu e bun codul fiscal. Păi, doamnă, oamenii... Și îl întoarce. Și după aia iese și Banca Națională. Ies tot și să ne pustești și spun, nu e bine, nu trebuie. Păi nu, în afară de Banca Națională, spuneți și mie cine a ieșit, că eu l-am văzut în revă pe Muguri Sărescu că a ieșit. Dar cât s-a dezbătut și cât s-a discutat, păi, de ce n-au ieșit? Eu asta vă spun, unde au fost... Deci, că uite, ne mai punem și noi întrebări ăștia, păi, care suntem aici doar următoare, cu ștampila. Întrebarea următoare, vedeți, PNL-ul și PDL-ul spune că în momentul când dai salarii înapoi sau mări salariile, ești populist și riști să bagi economia în colaps. Ok, dar voi în momentul când a spus nu dați 20 cota de TVA, dați-o 19 și după aceea vii și spui, domnule, nu e sustenabil. Ce-ai făcut? Că asta s-a întâmplat practic. Ei au spus un lucru, PSD-ul a făcut cum au vrut ei și după aceea au venit și au spus că nu mai e în regulă. E foarte greu de înțeles. Vă dați seama că în orice logică normală iese din logică. Păi, din orice logică normală, tot ce se întâmplă. E foarte important ca omul să vadă exact ce înseamnă populismul în adevăratul sens al cuvântului. Că dacă dumneavoastră veniți cu un proiect bun și eu doar zic că nu e bun, dar nu vin cu argumentele clare și sustenabile să... Dar doar... Și aici a fost ciudat, adică întorci codul fiscal înapoi în Parlament. După ce ai votat. Da, și fără să spui ce anume din... Că de obicei, nu, președintele are dreptul ăsta să întoarcă legea în Parlament. Dar spune articolul... Mai și legea codului silvic. Da. Tot timpul și atunci spune, se referă la anumite articole care nu sunt conforme. Eu știu ce consideră... Nu, cred că avea nevoie de o voce care să susțină ceea ce spune dânsul și normal că a fost vocea guvernatorului BNR. E nevoie de acest cod fiscal? Eu, categoric, cine are afaceri private își dă seama cât de necesar este acest cod fiscal și ce distrugătoare a fost creșterea TVA-ului de la 19% la 24% fără niciun fel de fundament în acel moment. S-au închis societăți, au rămas oameni fără locuri de muncă. Fundamentul a fost criza. Fundamentul a fost criza, mă scuzați, doamne, fundamentul văd că a fost altul. Și stați puțin că se criza. Prefigurează o altă criză? Păi de ce? Mă refer la China. Am crezut că se reduce TVA-ul acum că se a prefigurat. Mă refer la China și se pare că au apărut și speculații de genul acesta, acum nu știu dacă sunt speculații sau părere unor specialiști, că de fapt amânarea codului fiscal în acord cu amânarea votării lui în acord, toate partidele în acord, inclusiv această alianță PSD-UNPR, așa, ar fi fost un motiv... Sunt mai circumspecți cu privire la criza din China, care, ați văzut, a afectat și bursa. Da, bine, sincer nu. Cred că pe mine cel puțin nu mă depășește subiectul să-l pot comenta în sensul ăsta că n-am elementele necesare. Eu pot să iau drept de bun exact ce a spus și președintele interimar al PSD Liviu Dragnea, ce a spus și ministrul Teodorovici și văd și cererea mediului economic, care într-adevăr cere aceste această diminuare. Am văzut tot timpul impactul care l-a avut reducerea TVA-ului la produsele de bază, am văzut ce impact a avut reducerea CAS-ului la contribuțiile la CAS și asta aici vă spun din propria experiență de la Zona Liberă. Vorbeam cu domnul Apostol, care este un manager extraordinar de bun și de iscusit al șantierului naval, care mi-a spus, această măsură m-a ajutat să angajez peste 70 de oameni. Deci, când îți spune, cum să vă spun, poate să-mi zic oricine, orice, în momentul în care vine un întreprinzător, un om care dă de muncă și își ține afacerea plină de plutire, fără datorii, fără tot felul de șiretilcuri cu statul, fără nimic, vine și îmi spune o măsură, uite, bună, care pe mine m-a ajutat să mai angajez 70 de oameni. Atunci chiar e bună. Din punctul meu de vedere și-a atins scopul, da. Cel puțin. Sunt oricum, dacă stăm să contabilizăm, la finalul acestui mandat oficial care se încheie la anul în noiembrie, nu? Da, alegerile locale vor fi în iunie. Nu, alegerile, da. Mandatul și parlamentar în decembrie. Mandatul guvernului oficial se încheie în noiembrie. După alegerile noiembrie, parlamentare, da, din noiembrie.
Ați cam avea o listă cu ce... Păi, asta vă spun, e foarte important în momentul în care tragi jiu, cum spune românul, să vezi exact ce ai lăsat în urma ta. Dacă lași doar scandaluri, cancanuri și așa mai departe... Bun. Pentru că am ajuns la finalul emisiunii, o singură întrebare mai am pentru dumneavoastră. Am vorbit și de cine vrea să candideze la primărie și la Consiliul Județean și așa. Pe Răzvan Cuc, în ce postură îl prinde 2016? De secretar executiv la PSD. Și aspirații? Nu știu, rămâne să discutăm, asta e echipa, în cadrul echipei lărgite, și să vedem exact fiecare ce vrea. Mie oricum, recunosc că în ultima perioadă, dedicându-mă mai mult politicii de județ, mă interesează mult mai mult să mă întrebesc pe candidatură ca și consilier județean, pe mine personal. Nu știu exact, v-am spus, asta va rămâne să discutăm în echipa lărgită și evident că și domnul senator are, în ceea ce mă privește, pentru că este un om în care eu am mare încredere și tot timpul m-a sfătuit bine. Pe mine, cel puțin, m-a sfătuit bine și a avut tot timpul grijă să... Va trebui să aveți ori fiecare dintre partide. Toți liderii politici au o mare responsabilitate în alcătuirea listelor, în special la Consiliul Județean, pentru că de acolo se va alege președintele. Categoric. Și... Suntem conștienți de... Oricum, vom avea multe, multe de văzut și se vor întâmpla multe. Oricum, mai e până atunci, deocamdată suntem pe... picior de campanie electorală, după cum... Și vă mai spun un lucru. Mă gândesc în 2020 să candidez la primăria Giurgiu. De ce nu? Da. Vă mulțumesc pentru prezența în această seară, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră. Ne luăm rămas bun aici. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine.